Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un tutorial de machiaj în sfârșit, pentru că vreau să mă axez mult mai mult pe machiaj. Cred că lipsesc cam tutoriale de machiaj din acest canal, așa că sper să vă placă ideile mele. Dacă nu, eu oricum am să vi le arăt. Și pentru voi astăzi voi avea acest look foarte glam, foarte sleepy. Și am și un giveaway uriaș pentru voi împreună cu cei de la Do Color. Am de oferit un întreg kit de pensule, 29 de bucăți de pensule. Ăsta este kitul vostru și acesta este kitul meu pe care l-am folosit acum în acest tutorial. Astea sunt pensulele gata murdărite deja. Le-am folosit, sunt 29 de pensule cu păr sintetic și păr natural. Și veți vedea că sunt aici ca într-o carte, în acest etui foarte bine aranjat și organizat, pensule pentru ten, pensule pentru ochi, pensule pentru conturare, pensule pentru detaliu. Sunt foarte, foarte multe pensule și sunt de calitate. Iar 29 de pensule este mai mult decât suficient pentru orice starter care vrea să înceapă să machieze sau chiar și un amator experimentat, cum se spune mai nou. Tot ce trebuie să faceți pentru concurs este să-mi dați subscribe acestui canal, să-mi lăsați un comentariu la acest clip, indiferent ce vreți voi, și să mergeți pe Instagram la poza cu aceste pensule și să etichetați două prietene. Acestea fiind spuse, hai să vedeți clipul pentru că este un pic cam lung. Bun, am să încep să-mi conturez sprâncenele. Vreau să le fac mai naturale puțin, pentru că machiajul cred că va ieși un pic mai intens. Și după cum am spus de la început, va fi un clip cu mai mult povestit în timp ce mă machiez. Și vreau să vă zic că mi-ar plăcea să dezvolt mai mult partea asta de machiaj la mine pe canal, pentru că simt că nu e chiar atât de dezvoltată și în caz că nu știți, eu și offline fac machiaje și pe alte fete, nu doar pe mine. Așa că dacă sunteți din Oradea și aveți nevoie, puteți să-mi scrieți pe pagina de Facebook, am să vă las în secțiunea de descriere. Și mie îmi place foarte mult să mă machiez, am început de mică să mă machiez singură. Atunci nu erau așa multe persoane care machiau și puteai să te machiezi doar la salon, pentru că acolo era singura persoană care știa să machieze măcar un pic. După aceea am pus mâna pe cosmetice, de fapt, ăsta e adevărul, și am putut să-mi cumpăr foarte multe produse, chiar foarte, foarte multe, și am învățat singură, am avut și niște cărți din care să învăț. M-am informat și singură, am vrut să citesc foarte multe, inclusiv de cosmetică. Mă rog, dar pentru mine, mie nu-mi place să epilez, pensez chestii din astea. Și partea asta de cosmetică m-a interesat doar pentru mine, pentru îngrijirea tenului, pentru că întotdeauna am fost cu probleme. Am să-mi aplic un corector pe ploape cu pensula asta plată foarte mare și foarte faină. Acum vreau să-mi aplic un fard iluminator sub sprânceană. E un fard auriu. Va fi un machiaj simplu, nu va fi unul foarte complicat, dar va fi de efect. Și acum hai să trecem la culori. Acum am să iau 3 pensule noi din păr natural. Mie îmi plac foarte mult pensulele din păr natural. Amestecă foarte, foarte bine. Mai am și altele din păr sintetic, tot în acest set, dar mie astea îmi plac mult mai mult, pentru că mi se pare că dispersează mai uniform și mult mai bine culorile. Și după cum ați văzut, am lipsit o perioadă de timp cam de peste tot. Și asta pentru că, bine, știți voi că eu nu mă plâng aici pe YouTube de viața mea, dar nu tot a fost super, super bine în ultimul timp. Și așa că am decis să iau o pauză, după care, când am vrut să mai filmez, mi-a trecut orice chef, pentru că cineva m-a supărat
destul de tare și chiar nu-mi plac persoanele care îți spun cum să fii, ce să fii, astfel încât să le fie lor bine. În fine, mai bine nu mai dezvolt prea mult momentan. Asta vreau să vă zic, să fiți mereu voi înșivă și asta e cel mai important, să nu lăsați lumea să vă schimbe, mai ales în ceva ce voi nu doriți să fiți. Acum că am aplicat nuanța de tranziție, am să aplic nuanța, o nuanță mai portocalie, dar tot așa caldă, tot în pliu, până fac un degrade frumos aici. Și acum să trecem la amestecarea culorilor. Am rămas tot la pensula asta mare și enormă, cu care am să amestec cele două nuanțe foarte, foarte bine. Și în curând am să trec la o altă pensulă mai concentrată puțin. Acum trec la o altă pensulă mai scurtuță de data aceasta, pentru că am să concentrez un pic culoarea în pliu și am să iau un portocaliu maroniu, păstrez tonurile calde al acestui machiaj. Și pensulele sunt foarte, foarte fine, de obicei astea din păr natural. Uneori poate să fie, mai ales dacă nu sunt de calitate, poate să fie mai aspre puțin. Și după cum vedeți, păstrez forma asta rotundă. Nu știu, mai nou îmi place să fac machiajele mult mai rotunjite și după forma naturală a ochiului, nu foarte, foarte alungite. Deși și alea îmi plac foarte mult, dar sunt sigură că e o fază a mea, că o chestie despre care vreau să vorbesc, deși probabil ați sesizat dacă v-ați mai dus la clipul meu cu machiajul de Instagram versus cel natural, care chiar n-a fost menit să jignească pe nimeni, deși s-au trezit vreo trei fetițe să comenteze super urât, după care o fată, o persoană, a vorbit chiar super, super urât. Bine, au fost chiar și altele, dar nu le-am băgat în seamă. Oricum, s-a umplut paharul la acel clip și e singurul clip la care am închis comentariile din toată perioada asta mea a YouTube-ului. Pentru că am considerat că unele persoane au exagerat foarte, foarte tare și nu sunt singura care a făcut un alt astfel de clip. Chiar puteți să vă uitați în afară, mai ales la fetele din America. Și toate fetele erau de acord cu persoana, cu youtuberița în cauză. E, mai erau unele, una, două care s-au simțit și alea jignite. Sincer, să vii să-mi spui pe canalul meu și pe munca mea cuvinte jignitoare, chiar nu o să accept așa ceva. Nu permit și nici altele nu ar trebui să permită așa ceva, să accepte jigniri. Și nici în viața reală ar fi foarte ok dacă s-ar înceta cu acest bullying peste tot și răutăți, dar, mă rog, nu o să se termine niciodată chestia asta. Acum aplic o bază pentru pigmenții pe care îi voi aplica. Nu știu dacă v-am zis, dar mie îmi plac super, super mult pigmenții. Am să iau unul roz albăstrui și am să mai amestec încă unul tip unicorn. Hai să vedem ce o să iasă. Nu l-am mai folosit până acum pe ăsta, cameleon. Sau l-am folosit, nici nu mai știu, ia uitați. Ce splendoare! Acum, am să-mi setez machiajul cu un pic de spray. Tocmai pentru că am folosit pigmenți și mai vreau să mai aplic încă un strat de pigment ca să fie și mai interesant. Așa că stau puțin așa cu ochii închiși, asta se usuce, și aplic o nuanță de genul acesta pe centru. Ia uitați! Sper că aparatul meu captează ceea ce este de captat. Bun, mi-am trasat deja linia tușului
cu această pensulă super, super subțire, pentru că mi-este mult mai ușor să mă dau cu tuș așa chiar perfect atunci când camera mi este oprită. Vreau să trec acum la o pensulă tip creion, tocmai ca să-mi aplic o nuanță mai concentrată aici în pliu, și câteodată este chiar util, puteți chiar să încercați și voi să aplicați această nuanță mai închisă după ce v-ați dat cu tuș. Am făcut și eu asta mai de mult și să știți că a funcționat. Câteodată mai trebuie să refaceți tușul după aceea, dar merită. Și mai nou m-am concentrat mai mult pe aceste pensule micuțe de detaliu. Sunt foarte utile și non-stop caut pensule care să-mi ușureze munca și care să mă ajute să realizez un machiaj foarte bine amestecat. Bun, acum am să-mi aplic fond de ten cu o pensulă nouă. Pentru mine n-am mai avut până acum o pensulă de stippling plată, deși am văzut-o la toți marii make-up artiști și e prima pe care o am, dar nu și ultima, puteți fi sigure de asta. Am să-mi aplic fondul de ten pe ea și hai să vedem cum mă descurc eu cu ea, pentru că toată lumea o laudă și e foarte, foarte apreciată. Îndeosebi cu fondurile de ten cu acoperire mare, pentru că am înțeles că lasă un finish mai natural. Și încep din centrul feței, ca de obicei. Mi-au aplicat, înainte să încep să filmez, un primer pentru pori, pentru că am vrut să intre în piele foarte, foarte bine. Acum aplic un pic de anti-charcan sau corector, ce vreți voi. Pensula asta e de real ajutor. Acum trec la pensulele pentru față. Aplic pudră. Iau o pensulă foarte mică și drăguță, n-am mai avut până acum astfel de pensulă. Și cu asta am să îmi setez zona de sub ochi. Am să aplic pudră pentru contur. Tot într-o nuanță caldă să se potrivească cu machiajul ochilor. Și pensula asta e din fir natural. Îmi place la blush și la... De fapt, cam la toată partea asta de conturare a feței să folosesc produse din... Să folosesc pensule din păr natural. Am observat că acum toată lumea le schimbă pe fir sintetic. Eu le prefer totuși pe cele din păr natural. Arată... Distribuie produsul mult, mult mai bine. Un blush un pic piersiciu. Și acum să trecem, desigur, la iluminator, pentru că nu există un machiaj splendid fără iluminator. Iarăși am să-mi setez fața înainte. Așa. Și după aceea am să iau o pensulă mai lunguiață și foarte foasă. Și astfel am să-mi aplic iluminatorul. Acum hai totuși să terminăm ochii. Prima dată am să iau o nuanță de oranj cu pensula asta creion. Iar acum iau o pensulă dreaptă, foarte pufoasă, cu care am să concentrez un pic culorile aici la baza genelor mele. Și ce-mi place la pensula asta este și faptul că distribuie foarte frumos produsul și îl și amestecă. Am să-mi aplic un creion nude. Am să-mi aplic un creion nude de buze. Am să iau o pensulă pentru buze din aceasta și un gloss mai pink puțin. Sper să se potrivească cu machiajul meu. Vreau să îmi mai aplic un pic de pigment și am să-mi aplic astfel aici.
același pigment. Iar acum am să-mi aplic niște gene false și revin. Bun, mi-am aplicat și genele false și acesta este look-ul final. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un mare like. Vă aștept și pe Instagram, pe Facebook, peste tot mă găsiți Mademoiselle Loren. Și sper să vă înscrieți într-un număr cât mai mare la acest giveaway, pentru că l-am făcut cu mult, mult drag pentru voi. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!